Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a transmis o adresă către toate primăriile din județul Suceava, prin care solicită să verifice împreună cu managerii unităților școlare modul de pregătire a unităților de învățământ pentru anul școlar 2021-2022. Primarii trebuie să verifice împreună cu managerii unităților școlare stadiul realizării acțiunilor de igienizare, asigurarea funcționalității spațiilor, aprovizionarea cu combustibil, asigurarea cu pază a unităților școlare, reparații, construcții, consolidări, extinderi și alte lucrări care au fost demarate pe perioada vacanței. Problemele identificate care depășesc sfera de competență a autorităților locale, precum și măsurile de remediere a acestora, vor fi comunicate instituției prefectului județului Suceava, a menționat prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu.